Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Suntem aici la matcă. Acum dau niște pâinică la porumbei. Am pus aici cleme pe porumbei. Diferite. De exemplu, pe acela am pus albastru și verde. Pe acesta verde. Pe acela de acolo galben. Tot așa, mai multe culori. Că sunt mai frumoase așa cu mai multe culori. Acela este un roșu, acela este celălalt, sau cum o da bine în crescătorie. Dacă vreți să fac videoclip cu pescuitul, scrieți în comentarii ce voi face videoclip cu pescuit. N-am făcut niciodată pe canalul de YouTube videoclip cu pescuitul. De porumbei le place foarte mult pâinea. Scrieți în comentarii, vă le dați pâine la porumbei. Eu le rup așa pâine și le dau să mănânce. Eu le dau pâine, lucernă. Eu învăța și mănâncă. Le mai dau când mai am... cum se numește? Pâine din aia așa uscată și aceea le-o place și în rest nu mai prea le dau. Le mai dau frunze de ceapă când am. Frunze de ceapă le tai mărunt și atunci le dau să mănânce și să vedeți ce le-o place. Acum în adăpătoare au apă cu usturoi. Este foarte bun usturoiul la porumbei. Îmi place foarte mult. Deci am pregătit perechile. Sunt perechile pregătite pentru 2022. În curând vor fi separați. Este august astăzi, 14 august. În 26 octombrie vor fi separați. Tata. Vor fi separați porumbei. Bun, să trece. Și pe la zburător. Bun. Suntem și la zburător. Aceia doi indieni se cheamă la cuibar. Porumbei nu mai prea sunt în pușcă. Uite, s-a înșcolat o femeie de indian. Se vedea de ce înapoi să-mi facă ouă. Se intră înapoi cea la porumbei de masă. Deci revenim de la iepuraș. Bun, am ajuns și la iepuraș. Aici țin iepuraș și pe timp de zi, pentru că nu este așa cald. Față de cușcă este mai bine aici, nu le cald. Și ziua asta aici. Acea femeie de fluture, acum am adus-o, a fost la iepuroi. S-a montat. Sperăm să fie prins. Să fie prins monta. Acum vom vedea peste o lună dacă vom avea puișori. Uitați, aceasta este de la ferma lui Luca, acea femeie cu gri. Acela și cu acel pui este de la ea. Lor le place aici. Au apă în două adăpători. Deci, nu uitați, dacă vreți videoclip cu pescuit, nu uitați să scrieți în comentarii dacă la acest videoclip se vor aduna 25 de like-uri. Și văd că vreți să fac videoclip cu pescuit. Voi face videoclip cu pescuit. Da? Vom merge la baltă la ferma lui Luca. Și vom pescui. Voi merge cu Dragoș Dușe. Așa este canalul de YouTube. Și cu ferma lui Luca. Vom merge la pescuit la baltă, care are baltă de pește. Bun. Acum voi merge și vă va arăta undițele. Bun. Avem aici o undiță.
care este în husă. Stai un pic să deschid. Deci revin după ce... Mă, nu stau să o pot deschide. Bun, s-a deschis. Avem aici o undiță corsar. Uitați. Uitați-vă, stai un pic să focalizez. Undița are 3 metri. Plută de 2 grame. Mulinetă HT. O mulinetă foarte, o undiță foarte bună. Am prins om cu ea la baltă la ferma lui Luca. Aici mai am ceva chestii, o linguriță. Pentru știucă. Un wobbler. Și cam atât. Mai am încă o undiță. Uitați, tot 3 metri. Mulinetă HT. Tot așa. Pluta este mai mică. Voi schimba pluta pe ea. Cam așa arată. Este mai mare ca asta un pic. Este special pentru crab. Deci bun. Spun asta înapoi. Deci cam atât cu acest video. Nu uitați să dați like, share și subscribe și distribuiți să vadă prietenii voștri.